pentru că unii oameni încă obișnuiesc să țină rânduiala Sfintei spovedanii. Vin și se spovedesc. Scriu păcatele, păliscă sau le însemnează pe îndreptar sau le păstrează pentru ei și le mărturisesc liber. Trebuie să înțelegem la actul de spovedanie patru caracteristici. 1. O spovedanie corectă este cea care îți descătușează conștiința, adică nu mai rămâne nimic nespus. 2. Să-ți dispară rușinea de a mărturisi pentru faptul că atunci când ții în tine păcatul, de fapt nu faci altceva decât să te încarci. Și dacă vă uitați în rugăciunea care se face imediat după molitva mare, spune așa: eu sunt numai un martor a ceea ce îmi veți spune. De față stă Hristos și iată Sfânta lui icoană. Deci vezi de grabă să te golești, să le arunci toate, ca nu cumva, ascunzând un păcat, să te întorci cu ele îndoit asupra ta. De ce acest fenomen, sau de ce acest lucru atât de important în taina spovedanii, să fii atent, să-ți mărturisești orice păcat și indiferent ce formă are el, să nu-ți fie o înspăimântare atunci când îl spui sau când îl scrii? Pentru că am avut și ocazia de acest gen. Părinte, nu pot să vorbesc, mi-e rușine, eu le scriu, vă dau hârtia și nu mă întrebați nimic. Citiți-le, trageți concluzie și dați-mi ce canon vreți. E și aceasta o formă de a goli răul din suflet, dar forma cu care păcatul vine în om are și câteva întrebări. De ce? Pentru ce? De când? Până când? Cum și cu cine? Și o să zici, o, dar e prea mult. Păi da. Cuvântul de ce? De ce am putut să mă îmbăt? Pentru că am patima beției. De ce am fumat? Pentru că am nestăpânire de sine. De ce am curvit? Sunt obsedat sexual sau sunt maniac sexual sau simt nevoia de plăcere, nu mă pot stăpâni. Și atunci duhovnicul, în momentul în care știe de ce tu ai făcut păcatul, caută, cum spune Grigore, dialogul Papa Romen, Cartea Regulei Pastorale, o chimie a unui medicament spiritual care să atace această formă. Și am să vă dau următoarea explicație. Venind odată un om la spovedit, a spus așa: părinte, sunt obișnuit să înjur de cele sfinte. Îmi pare rău, mă căiesc, dar nu mă pot abține. Și a spus: permiteți să vă dau un canon? Da. De astăzi înainte, pentru fiecare înjurătură, îmi spuneți ori 7 Tatăl nostru, ori 7 împărate cerești. Și când ne-a mai văzut, peste o lună, două, trei, mi-a zis: știți, părinte, că parcă n-am mai înjurat așa des de atunci, dumneavoastră o să vă întrebați de ce, sau poate o să vă mirați de ce. Dracul nu suportă rugăciunea. Și atunci ce a zis? Trebuie să-i găsesc o altă patimă, nu să-l determin să se roage datorită slăbiciunii mele cu care îl lucrez. De aceea, când te duci la spovedit, trebuie să spui de ce ai păcătuit. Deci iată o formă prin care exprimăm o adâncime a păcatului. Pentru ce? Când mergi la spovedit, ca și duhovnic, ai de cântărit măsura păcatului. Părinte, fumez ocazional câte o țigară. Și duhovnicul îți spune: dacă postul acesta nu fumezi, vei primi sfintele taine. Constați că poți ține să nu fumezi și primești sfintele taine, dar constați foarte bine după ce te-ai împărtășit și a trecut postul că poți fuma iarăși cu aceeași ușurință. De ce? Pentru ce? Pentru că satana are etape când știe că te poate chinui și te poate ataca și are etape când știe că te poate lăsa și te poate juca. Și ce spune mai departe Filocalia? Uneori satana se ascunde în chip viclean,
dându-ți impresia că ai păcătuit și deodată te-a părăsit păcatul. Și tu începi să te înalți cu mintea, măi, ce tare m-am îndreptat. Și în momentul în care n-ai fost atent, într-un moment, Satana te-a atacat și te-a dărâmat și te-a dus din nou la păcatul cu pricina. Era în Pateric o pildă în care un călugăr, căzând mereu în necurăție, se ducea la icoana Mântuitorului și plângea. Și într-o zi, iarăși făcându-și mentele și greșeala, s-a dus în fața icoanei Mântuitorului și a spus așa, Doamne, cât de sfurcat și întunecat sunt eu, cu ce curaj să mai ridic ochii mei la tine și să te rog să mă ierți, dar totuși, rog, mă îndrăznesc, iartă-mă, s-a auzit din icoană, iertate sunt păcatele fiului, nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie iubit, de câte ori caz, ridică-te. Și aude o altă voce mai sarcastică, care se adresează Mântuitorului și îi spune, drept judecător ești tu? Adică ăsta cade de mii de ori și tu îl ierți cu aceeași ușurință? Și eu cu ce mă aleg din toată lupta aceasta dacă nu reușesc să-l dobor pentru că tu îi ștergi păcatele? Și atunci se aude glasul lui Dumnezeu care îi spune demonului, învetitule în rel, jertfa crucii și dimensiunea ei ca iubire dumnezeiască poate șterge toate păcatele lumii cu o singură picătură de sânge euharistic. Pentru că sângele lui Hristos, pentru aceasta s-a vărsat. Pentru voi și pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și dracul s-a topit ca fumul și a pierit. Deci, iată pentru ce trebuie să știi atunci când păcătuiești, că ai trei cărți. Ori ții lene să te rogi, ori ții lene să ai trezvie, ori cum spune învățătura despre păcat, plecând de la prima treaptă, fapta bună cu mândrie, dorința de a păcătui, dulceața minții, îndulcirea gândului, căutarea prilejului de a păcătui, păcatul propriu-zis, victima păcatului, că păcatul nu se face singur, are subiect și predicat, vrei cu tine, vrei cu altul, vrei cu cine, de aceea, în următoarea întrebare, atunci când te spovedești, se întreabă, cu cine? Deci nu vin să spui, Ilenuța cea blondă cu ochelari din colțul străzii la numărul 14. Nu. Părinte, am greșit cu o femeie măritată. Deci deja ai intrat în prea curvie, pentru că ai stricat casa cuiva. Și atunci ei 7 sau 9 sau 14 ani, dacă vrei. Părinte cu o fecioară, deși mai grav, pentru că îți dă 12 ani canonul, cu o văduvă, e și mai grav, că e și mai mare canonul, că ai necinsit pe sărac și pe văduvă va strijni și calea păcătoșilor va pierde. Văduva, prin văduvie, are tăria preotului, deci poate blestema și blestemul să se prinde. Cu față bisericească, și mai grav, cu față călugărească, și mai grav, cu sora, și mai grav, cu mama și mai grav, cu verișoara și mai grav, cu cumnata și mai grav. Voi vă mirați, v-am dat acest exemplu ca să vă aveți ca idee, puteam să vorbim și de țigară. Dar noi eram cu cine? Pentru că aici este gravitatea păcatului în raport de intensitatea lui. Și la fiecare aliniat și paragraf în care tu descrii cauza păcatului, crește sau descrește canonul. De exemplu, când spui, am desfrânat cu sora de un truc 20 de ani, incest, amestec de sânge, cu mama, cu mama vitregă, cu cumnata, cu sora, cu nașa, cu fina, deci înseamnă fiică spirituală, toate se leagă de 20 de ani. De ce? Pentru că sunt păcate animalicești peste firea lucrurilor, interzise încă de la Moise ca bărbatul să aibă o singură femeie și nici sub o formă să nu fie din rudenie de sânge. Deci, trebuie atunci când ne căsătorim să ținem cont și de acest lucru, că oamenii în libertatea minților au început să mai practice și acest lucru. Se iau verișori de-a doilea să nu împartă averea, sau mai luați verișori de-a întâilea să nu împartă averea, tot felul de nebunii și
verișor de verișoară și nepoți de fină și de nașă, deci toate aceste amestecuri sau sperjuri spirituale fac mari catastrofe și spune Apostolul Pavel, pentru proasta economisire a lui Dumnezeu, a legilor lui Dumnezeu, a tainelor lui Dumnezeu, la vremea de apoi vin morți și boale la norod. De-aia vezi un om ca bradul că pică jos și moare. De-aia vezi un om sănătos că îi se oprește inima. Pentru ce spune David psalmistul, păcatele tinereții mele și ale științei nu le socoti, dar, Doamne, te rog, nu mă lua la jumătatea zilelor mele. Asta înseamnă plecarea la jumătatea zilelor. Când viața este mai întoi și trebuie să încep realizarea esenței vieții tale, vârful de carieră și ascensiunea și extinderea în ceea ce faci, atunci îți vine și pedeapsa de la Dumnezeu. Pentru că ce spune psalmistul? Zilele omului 70. De vor fi în putere 80, iar cei mai mult decât aceasta o să iară și durere. Balneologie, cardiologie, asta cum se cheamă, ortopedie, bolile bătrâneții. Deci, ușor, ușor, omul se usucă și se conservă.